Am semnat astăzi un contract de finanțare în valoare de 14 milioane de RON pentru lucrări care se vor derula la Colegiul Maria Baiulescu, de consolidare, de reparații, de dotări, de eficiență energetică, având în vedere că acest colegiu derulează și activități în domeniul educațional, pe ce înseamnă învățământul profesional în sistem dual. Cred că este foarte important să facem aceste lucrări, pentru că pe piața muncii vedem cu toții ce criză de resurse umane există și de aceea cred că sunt foarte importante colegiile sau unitățile de învățământ care derulează activități în acest domeniu. Este un prim contract pe care l-am semnat astăzi din multitudinea de contracte pe proiectele care le-am depus pe SID-ul Alba, la ADR 7 Centru Alba. Și cu ocazia sărbătorilor de an, iată că am primit un cadou noi municipiul, dar școala, mă refer la Colegiul Maria Baiulescu, cred că are de ce să se bucure și să parcurgă aceste sărbători toți elevii și profesorii de acolo cu bucurie. Deci, din punct de vedere a programului operațional 2014-2020, în municipiul Brașov au fost depuse 14 proiecte care sunt, să zicem, într-o fază destul de avansată, de la proiecte care vor fi semnate în viitorul apropiat și eu cred că în câteva luni, până în primăvară, să le semnăm toate aceste 14 proiecte care însumează peste 70, în jur de 75 de milioane de euro, în total, dintre care 66 de milioane sume nerambursabile de la programul operațional regional. Deci această, să zicem, aparent întârziere datorită faptului că înainte de a depune proiectele a trebuit revizuită strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Brașov și a trebuit elaborat și evaluat planul de mobilitate, care era un document complex după niște, să zicem, proceduri recent acceptate la nivel național în colaborare cu Comisia Europeană, cu Banca Europeană de Investiții. Și acest plan de mobilitate are o listă de proiecte pe care își propun. Deci eu consider că stă destul de bine și are un potențial bun de dezvoltare. Și pe perioada trecută de programare, municipiul Brașov au foarte multe proiecte care sunt chiar vizibile, cred că pentru locuitorii acestei zone, iar proiectele acum care se fac pentru mobilitate urbană, ceea ce este strict necesar în municipiul Brașov, care are 300.000 de oameni și în jurul căruia mai gravitează de pe zona metropolitană și chiar de pe zona Făgăraș sau zona Rupea. Acest proiect este primul semnat, este infrastructură pe educație, este la un colegiu tehnic la care noi am mai intervenit și am fost parteneri încă în două proiecte în perioada de preaderare pe programul FARE-DVET. Județul Brașov, având în vedere că este primul județ din punct de vedere al numărului de populație, primul județ din punct de vedere al dezvoltării, stă la fel de bine, contractate 100, când să zicem în jur de 150 de proiecte, care până în prezent însumează cam așa 146, sau dacă vreți ne uităm să vă dau data exactă, care însumează peste 150 de milioane de euro și mai are în fază de precontractare 14 proiecte sau 15, care în total însumează 75 de milioane de euro. Deci are, stă bine și ce vreau să vă mai spun, că odată ca să apreciați, pe perioada 2013-2014, pe toate programele operaționale din fondurile europene, în județul Brașov au fost contracte de peste 1 miliard de euro. Da, în proiecte de buget pentru anul viitor e prevăzut în anexă, mi se pare anexa 7, este prevăzut și o sumă de 50 de milioane de lei pentru aeroportul din Brașov. Sumă certă dedicată acestui proiect important pentru comunitatea brașoveană. Este important. Referitor la ceea ce s-a întâmplat astăzi, partea pozitivă sau mesajul pozitiv sau cel mai important mesaj din partea Ministerului Dezvoltării este faptul că proiectele care erau pe lista de așteptare a primăriei Brașov, care erau depuse și
ca valoare erau peste suma alocată, pot fi de acum încolo contractate, pentru că cele două ministere, Ministerul Dezvoltării Locale și Ministerul Fondurilor Europene, au ajuns la o înțelegere și pe credite de angajament permite autorităților locale să semneze toate contractele chiar peste suma de început stabilită, urmând ca anul viitor să găsească o formulă pentru a acoperi din fonduri europene diferențele. Este o facilitate pentru a finanța toate proiectele care sunt pe listă autorităților locale, pentru că erau niște plafoane pe fiecare axă. De exemplu, pe axa 4 aveau o plafonare și atunci primăria depusese mai multe proiecte, sume mai mari, și am căutat o soluție pentru ca toate proiectele să fie finanțate. Această finanțare va crea condiții mai bune și de educație și formare profesională și de siguranță elevilor noștri. Sunt prevăzute dotări importante pentru laboratoare și ateliere în domeniile de formare ale școlii. În perioada 2003-2007, școala a primit o finanțare prin proiectul FARE-VET. Atunci a avut loc o investiție atât în infrastructură cât și în echipamente. Dar structura clădirii necesită în prezent o reabilitare și o consolidare, mai ales mult mai actualizată, mai modernă.